Când mă duc pe lângă mașină, ambele roți pe partea stângă, desumflate. Asta de la frigul. Nu se desumflă doar două neamărine. Nu pot gândi pe stomacul gol. Trebuie să mănânc o ciorbă, după care... Deci vrei să înceapă războiul, nu? Bine. El nu știe că eu folosesc cabeza. Sunt pregătit. Am compresor în mașină, am unelte, am de la de curent. Dacă mai face o greșeală, îl curentez. Mi-am umflat roțile cum a trebuit să mi le umflu și am plecat după el, că n-aveam cum să stau. Aici e soarele, știți? Și când este soarele, mie îmi vine așa înghețat. Am luat-o înghețată, i-am zis doamnei că sunt un drăguț, o să vă spun o chestie foarte interesantă după ce îmi puneți înghețata în păhărel. Vreau să vă spun să vă mulțumesc. Chestia foarte importantă e că nu am niciun ban la mine, da, să revin. Bine, mulțumesc. Și am fugit. Să trăiți. O, să trăiți, să trăiți. Ce animale sunt? Ce specie? Grompozauri? Neamarin, ce specie? Da. Mai punem... Da, pietre. Tot pietre. Dați-i pietre. Dar oare de ce să plătim bilet să vedem așa niște animale atât de slăbute? I-ați făcut protecția muncii la asta? Atât de slăbute? I-ați făcut protecția muncii? Oare de ce? Neamărin nu mai are țintă, el înainte avea țintă. A aruncat patru pietre departe, rău de mine, nu... Înainte mă lovea cu prima. Oare de ce îți plătesc niște bani să văd așa o lighioană? Dar n-are nicio legătură cu meteorite. E vremea pentru sport. De dimineață, go, plene, go! Am făcut și înviorarea de dimineață, că eu dacă nu fac înviorarea, trebuie să alerg un pic. Mie-mi place așa, după ce mănânc înghețată, să fac o oră de sport. Să rămân. Și cum mă plimbam până grădina zoologică, am observat un lucru neobișnuit. Sunt toate animalele s-au ascuns, că știa că vine neamărin aici. Niciun animal. Atât de nenorocit neamărin ăsta, încât când vine el, sperie toate animalele sălbatice. Că pasia domestice l-a speriat deja. Stai tu, Geana, pe neamărin, să ne anunți când vine. Pentru că noi muncim eficient cu Andreea, ne-am dus să luăm niște ceai. A, și două cafele, vă rog. Și tot timpul stăteam Geana pe neamărin să nu vină spre noi. Atunci mi-a venit o idee genială. Ceai pe care mi-am cumpărat-o mie, ca să iau eu pe dinainte pe neamărin, cum sunt eu fată deșteaptă. Hai cu scara aia mare! Știi ce ne-au pus să facem? Zi! Să vindem ceai și cafele și știu că ți-ți place ceai. Jură-te! Da! Mersi! Cu drag! Mersi! Vreți niște prăjituri, niște... Vrei ceai? Nu acum! Stai să termină să ne spălăm, că uite bine. Sistemul, da? Bine! Hai! Cu dragă! Uite lupa acolo! Trăiesc undeva între 11 și 13 ani și pot da naștere între 3 și 8 puișori. Lupii trăiesc în haite, îi întâlnim în emisfera nordică a Terei. Mie la grădina zoologică mi-a plăcut că am văzut animale care le văd decât la televizor. Dați afară tot, ce voi? Dar mata, de ce nu rămâi? Ți-e frică? Dacă ești adevărat băiat al meu și ai curaj... Ne legăm amândoi. Da! De amândoi? Amândoi! Tu primul! Tu mă lești pe mine și omul te leagă, uite, unul din ăștia pe tine. Păi mai dă-te dracu să te iei, tu ai 30 de ani înaintea mea, e nebunit? L-ați mors 30 de ani și bă, ne legăm. Păi, dar mai sunt eu peste 30 de ani? Nu o scăpăm noi așa ușor. Să trăiești. Te pup. Zi. A venit Moșcuțiun? Da. Ia zi. Ce-ai găsit acolo? Moșcuțiun în pat? Era mort? Unde vrei? La tine în cameră era mort Moșcuțiun. Jură-te. Toată geanta închisă cu toate hainele mele pe... Bă, uite-te, zi așa, jur de picuțul meu. Jur. Atunci e clar, gata. Da, eu ce frumos, Moș Crăciun la tine în pat. Cu căștile pe urechi. Bă, n-ai văzut, vine. De ce m-a dat drumul la Tigru acum, să mă arde și noi? Vai de mine, uite. Cine e șeful tău aici? George. Cine? George. Păi n-am arim vreo el cafeaua, cum să-i dau lui? Adică eu m-am alergat să-i aduc cafea soțului meu și să-i dau lui. Cum adică? Păi soțul meu face cozonaci.
i-am adus cafea, că am muncit. Dă-mi cafea. Nu. Dă-mi cafea. Nu, da, că el oricum nu bea. Da. Nu ți-o dau, du-te-și, tu iubește-și pe cineva și ți-o aduc și să vă iubiți acolo și prin iubire, uite așa, ți-aduce cineva cafea. Păi eu m-am interesat, că am vrut să-ți iau cafea. Da-ți drumul, da-ți drumul. Pe acest stâlp s-au gățat hălcile de carne pe care tigrii trebuia să vină să sară să le mănânce. E oarecum ca și cum erau la vânătoare. Adică vrei să mănânci, trebuie să te zbați un pic. Ia vede, ia uite. Ia uite. Poate să părțeam un geam cu geruță de aia lui. Ia. Adulă, uite că... Ia, fii atent, ia uite aici acum. Noi am așteptat să fie ceva genul, ies din cușca și direct sar pe munca băieților. N-a fost să fie. Nu știu, m-au dezamăgit, degeaba au muncit. Mai bine stau geamurile, că de geamurile noastre s-au bucurat copiii. Deci nu le e foame, l-a văzut pe vârciu aici. Mă, t-ai pus mâna pe carne de nu s-a apropiat ăștia de carne? Tigru, cel mai mare, se juca cu minge și râdeam foarte mult de ei și mi s-a părut că este ca Liviu, pentru că și el se joacă foarte mult cu noi, cu copiii și ne face foarte mult să râdem. Ia uite-o. Opa, așa, fii atent. Nu știu dacă le era foame. Cred că dacă ar fi fost foame, direct ar fi luat carne de acolo. Noi n-am mai stat acolo pentru că a trebuit să mergem să vedem când ies din guști lei. Uite, direct la voi. Mamă, direct la voi, uite. Îmi plăcea că avea un săculeț legat sus și sărea pe el, credeau că este mâncare și arăta ca niște pisici mari. Uite, uite, pe ăla. Pe Neamărin l-am asemănat cu un leu, pentru că el comandă. Leul este regele, iar el este regele acestei tabere. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați lăsat copii. Venit. Vă mai așteptăm și altă dată și sper că a fost o experiență plăcută. Mulțumim frumos! La revedere, sănătate! Am întârziat cu munca și n-am mai avut timp să venim acasă să mâncăm cu copii, așa că am mers în centru vechi, am găsit o cafenea care ne-a dat să mâncăm. Este de la bucătăria cu tăticul, vă așteptam cu mare drag la noi. I-am dus pe toți sus, i-am așezat la mese, dar a zis ne ajutați. Noi suntem gata, dați-ne nouă serviți. Servim. Așa că noi am cărat la fiecare copil farfurile cu ciorbă. Toți eram rupți de foame. Uite-o cât de bine arată. În timp ce duceam bolurile copiilor, îmi lasă iau bolul ăla și să mi-l torn tot pe gât. Și după aceea i-am dus la una dintre cele mai mari bofetării din Brașov. Mă bucur. Da, uite, colegii mei. După o ciorbă merge și o prăjitură, nu? Am rugat-o să ne dea și nouă niște prăjituri și tort, pentru că avem petrecere. Foarte drăguță doamna a zis, mergem la laboratorul din centru să facem niște figurine. Atenție! Ei! Ne-a zis, trebuie să mai luăm de aici niște scaune și niște mese. Ești un scaun. Hai. Eu n-am avut scaun. Și am plecat cu tot cu mese și cu scaune. În căruțe colorate trec țiganii. Am mers pe jos cu niște scaune în cap. O țigancă în părul ei adună banii. Foarte puțin de mers, cum să vă explic eu, cam de la Băneasa în drumul taberei. Am mers, cred că, un kilometru. Am mers vreo 3 kilometri pe jos. Am să ajungem. Doamne, ajută! Foarte bună idee asta, să iei un scaun la tine tot timpul când vrei să mergi pe jos. Când oboseam, îl puneam sub mine, mă puneam un pic, mă odihneam. Zic, uite bă, ce bine să iei scaunul tău, auzi? Am mai avea și pe fermecatul ăsta de Nicolae, care avea și masă. Eu mai puneam un pic la masă, mai discutam, ce faci? Mereu, o știi că nu e de rău să iei un scaun după tine, când oboseam să te pui pe ăștău, ești nebun. Am ajuns acolo cu scaunele. Mie nu mai mi-ar da de nicio prăjitură când am ajuns, ca să știți. Și ce a fost bine, că a fost aproape. Da, i-a spus și eu, doamne. Am mers cu mesele alea și cu scaunele în spate. De mă dur și acum mâine. Să faci un ursuleț, doamna. Fă ursuleț, hai. Faceți râme, ursuleț, căței. O doamnă de acolo ne-a arătat cum să facem urși. Am făcut și noi urși și pe lângă urși am făcut. Fetele au făcut două prăjituri. Băieții au făcut extraterestri. Așa le facem, da? Dar fiți atenți! Împreună cu copiii mei, care sunt foarte ascultători, a făcut biluțe foarte multe, mai multe culori. Un pic mai mici, uite, așa vreau să le faci. Copiii au văzut câte forme poate lua zahărul. Oh, și eu vreau din alb. Eu vreau numai din alb.
Eu am făcut un cățel deoarece îmi place foarte mult. Se spune că câinele este cel mai bun prieten al omului. Și eu chiar cred chestia asta. N-am stat cu copiii eu cu Nicolae pentru că Nea Marin ne-a pus să facem tiramisu. Am trimis și o altirere grea. Nu puteam să trimit pe Liviu. Ce faci mai geam? Bat! Tiramisu, ce crezi că fac? Mi se pare super tare, pentru că vrea să faci acasă și vrea să faci într-o cofetărie. Trebuie să pricepe la orice. Cum să nu se pricepe? El? Da. Doamne, deci multitasking. Eu ca să fur ceva. Da. Nu există să nu știe băiatul ăsta ceva. Geniu, aș zice eu așa, maramureșan. Dar bine, dacă nu așa, ia cum mă rămâi, fie dacă... Nu, mai eu vreau să duc și așa, mă. Încăpățânată cu asta, mama, soare, foarte bine. Vai, ce tare! Ce ai făcut acolo? Ia, uite, hai să-l arătăm. Să vedem cine a făcut cel mai frumos, să lăsați acolo. O mirosea acolo așa de bine, am marțipan, a fost bun. A fost ca într-o lume fantastică, care nu credeam că o să ajung vreodată. Ăsta cu ăsta. Alu, da, ce se vede aici? Arată foarte bine toate. Toate arată, dar nu e așa, uite. Ia uite, are, e clar ceva, aici nu e clar, acolo încă nu e clar. Ba da, e clar, ăștia spur și le-am de zăpadă la intenția. Din punctul ei de vedere e clar, al nostru ăsta e. Hai să-i boicotăm pe ceilalți ca să câștigăm. Ia uite, asta stai în grup. Noi am vrut să surprindem și pe Nea Marin și să surprindem și colegii și cred că am reușit. Ce? Să nu spui că asta e cea mai frumoasă chestie, că... Interesant, ce e interesant? Niște biluțe? Fiștea lui George au făcut tabăra lui Nea Marin niște puncte pe bune, nu se cade. Mi se pare așa o șpagă lipsită de demnitate. Nu am oftit, dar nu e ok, adică are ce să zic. Nu, fraiere, uite-te și tu. Fiecare a făcut o machetă de-asta mică. Dar uite-te ce frumos ăștia au lucrat în echipă. Bravo, echipa! Bravo! A fost ceva nou, pentru că toți copiii au făcut ursule, numai noi am făcut ceva diferit. Dacă ieri am mers la mama cozonacilor, astăzi am mers la mama prăjiturilor. Aici, aici! Mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos! Uite ce frumos e! Cred că cea mai frumoasă atracție zilei astăzi a fost pentru copii și pentru noi. Eu în viața mea n-am fost într-un laborator de prăjituri. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Mulțumim! După ce am plecat de acolo, am venit la pensiune ca să pregătim petrecerea. Această petrecere am vrut să o organizez foarte bine. Colegii mei s-au ocupat fiecare să facă cât o mică șenetă, cât un mic spectacol pentru această seară. Cum suntem noi? Number one! Spunem tare, da? De tot acolo. Și vreau să cântăm cele mai frumoase colinde pe care am învățat împreună. Ei știu foarte multe colinde foarte frumoase. Și când au început să cânte colindul la repetiții, mă vreau șocată. Bravo! Suntem cei mai buni! Tu trebuie să te duci la fotbal, să te duci să fii super fotbalist. Nu-mi place mie fotbal. De ce? Nu vreau, nu-mi place. Nici Ronaldo? Nici Ronaldo, nici nimeni. Am trei fetițe care merg la dans, iar băieții i-am lăsat să facă la liber niște mișcări de dans, break, dance, circo, club. Arată groaznic, nu te minte. La 26 de final. Am încercat vreo 10 piese, unul știa una, unul alta. Și până la urmă ne-am oprit la Mosa, pentru că Iulia știa un pic să danseze. Pam, 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 pam. Nu vă panicați. Nu trebuie să faceți nimic decât să vă distrați. După 4 zile în care s-a muncit foarte mult, deși sunt obosit, aș fi vrut să mai stau câteva zile. Ce echipă suntem noi? Echipa Stelelor! N-am auzit! Echipa Stelelor! Și bineînțeles să bucurăm încă o dată copiii. Ce faceți voi? Ia spuneți, ce spectacol faceți voi în seara asta? Dans! Dans? Da! Am înțeles! Ce puteam să pregătesc mai bine decât un moment de dans? Dansul bucuriei, pentru că acum un an jumătate am lansat o melodie care se numește Zizi. Înainte să începem noi, a venit Cristian de la Circo Toredo, un prieten al Nea Marin. A făcut un spectacol fantastic. Eram toți acolo, captivați. Wow! El ne-a
trezit așa un pic la realitate și am început să ne simțim bine. Toți copiii ne-am pus, dar și noi și copiii în față acolo. Și nu știu cum face trucurile acelea. Toredo, ultima. Copiii visează foarte mult și își imaginează că păpușile au suflet, că obiectele au suflet. Și atunci, în momentul în care văd un spectacol de magie, chiar sunt acolo prezent, sunt în lumea aceea magică. Efectiv a fost o nebunie și copiii erau toți așa, dacă te uitai la ochii lor, erau toți, nu știau ce se întâmplă, se uitau unul la alții. Nu știu cum s-a băgat doamna aceea în cutie și s-a făcut cutia mai mică. Bine! Am reușit să fac multe petreceri frumoase, dar asta cred că va fi mai frumoasă ca celelalte, pentru că este seara de Crăciun. Momentul când am văzut pe scenă, au ieșit să cânte Colindu și am văzut pe ăștia ai mei, de-abia puteam să mă abțin să nu plâng. Să vâneze căprioare, dom-dom, să înălțăm. Efectiv a fost atât de emoționant și au dat tot ce au putut. Bravo! Bravo, copii! Bravo! A fost bine că am început cu Vica și că ea a deschis show-ul cu Colindu. Noi am zis că nu vrem să facem serbare neamărină. Mi-aș fi dorit să iau toți copiii să ne jucăm, dar până atunci o să vreau să încep cu baloane. Se vede clar o diferență din prima zi, când au venit copiii și ochișorii lor cum erau, și în ultima zi, efectiv, străluceau. Și erau foarte bucuroși când au văzut că fiecare grupă se pregătește să facă acele momente speciale. Îl facem o dată în două. Îl învârtim. Bravo! După care facem așa și îl strângem. Ei strica coada, Nicolae. Copiii mi-au spus că n-au mai făcut niciodată baloane modelabile și nici n-au mai mers la petreceri la care să li se facă baloane modelabile. Îl băgăm aici în mijloc. Și asta este floarea. Bravo! Mi-a plăcut foarte mult momentul lui George. Eu știam că el face floricele, cățeluși și fetiței noastre îi face tot timpul și ea se joacă așa cu ele. Echipa Stelelor oricum a fost cea mai tare, indiferent de show-ul pe care l-au făcut ceilalți artiști mari de lângă mine. Sper că am reușit și eu acolo să le fac acel moment frumos. Uitați, dacă George a făcut niște șmecherii din baloane, noi facem un trandafir pentru gagici. Pentru fete, da? Pentru că e frumos să fim băieți, fain, da? Mă mărgeți așa? Fiind cârciumar, nu, mai știu trucul din astea, care le-am învățat și ăla de mult. Facem un trandafir, fain, și îl dăm la o domnișoară. Corina, te rog frumos. Bravo! Bine, da? Și cu fetele am făcut momentul în care am dansat. Petrecerea a făcut în așa fel încât tot s-au început să simtă bine, le-a dispărut oarecum frica și deja ne-a plăcut că treceau de la o echipă la alta. Bravo! Doamnelor și domnilor, și acum... Copiii s-au bucurat. Alergare, 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 alergare! Că vreau copiii să distreze și nu vreau să încep acum să-i învăț canto clasic. Am petrecut un timp fain cu niște copii frumoși.